Primarul comunei Haim anunță că lucrările de reabilitare ale Căminului Cultural din Grabaț sunt tot mai aproape de finalizare. Se apropie de final lucrările de pe șantierul de reabilitare a Căminului Cultural din Grabaț, unde construim o nouă față a acestui mobil. Lucrările continuă să avanseze într-un ritm mulțumitor, iar lucrările ar trebui să fie terminate până la finalul lunii mai. A fost realizată izolația termică, instalațiile electrice de apă și scurgerea, iar pe afară a fost montat în curtea interioară a căminului. Se lucrează la finisajele exterioare și interioare. A început montarea agresiei, un lucru bun fiind faptul că nu există trepte pe toată suprafața căminului, podeaua fiind la același nivel. La acest moment mă declar mulțumit de modul în care continuă lucrările aici. Văd că constructorul are din nou o mobilizare exemplară, astfel încât căminul să fie funcțional în mare parte până la data de 1 iunie. Vă reamintesc proiectul Modernizare și Dotare Cămin Cultural Localității Grabaț, comuna Lenohaim, județul Timiș, este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene prin PNDR, fiind câștigat de administrația PNL a Comunei Lenohaim. Transmite Ilie Suciu, primarul Comunei Lenohaim.